Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În minutele ce urmează, vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ploaia de sâmbătă noaptea și pagubele pricinuite de aceasta pe teritoriul întregii țări. Invitații ediției sunt Diana Țurcan, ofițer de presă, serviciu situații excepționale. Bună seara! Bună seara! Și domnul Anton Leațchi, consilier municipal PSRM. Bună seara! Bună seara! Doamna Țurcan, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-mi, vă rog, în acest weekend probabil ați lucrat non-stop. În ce măsură departamentul pe care îl reprezentați a putut face față tuturor solicitărilor? Da, știm cu toții că seara de sâmbătă ne-a dus ploi puternice cu grindină. Imediat au fost înregistrate mai multe pagube în mai multe localități, în principal în raionul Ungheni. Vorbim de 16 localități, acolo unde ploaia cu grindină a afectat foarte multe gospodării, anume la capitolul acoperișuri distruse ale locuințelor din acele 16 sate. Imediat în teren au fost dislocați 90 de salvatori din cadrul detașamentului căutare-salvare numărul 2 Bălți pentru a ajuta populația de acolo, pentru a face față situației și pentru, dacă vreți, la urma urmii, de a salva bunurile materiale din acele locuințe ale căror acoperișuri au fost distruse. Astfel încât, atunci, noaptea și ieri, pe parcursul întregii zile, au fost ajutate acele gospodării ale căror acoperișuri au fost distruse. Salvatorii au intervenit, au ajutat la repararea în primă fază a acoperișurilor cu materialele disponibile la primă mână, ca mai apoi să fie transportate acolo în teritoriu mai multe materiale de construcție, salvatorii ajutând pentru transportarea, descărcarea materialelor de construcție și ajutarea reparației în continuare a acelor locuințe. Dacă ne referim la alte raioane în afară de raionul Ungheni, acolo am avut lucrările salvatorilor pentru pomparea apei din mai multe ogrăzi, beciuri, subsoluri și chiar grădini, dar și pentru evacuarea copacilor care au căzut pe traseele naționale și astfel încât oamenii cu mașinile proprii și-au putut relua circulația fără să fie viața lor în pericol. Astfel încât în ultimele două zile putem vorbi de intervenția salvatorilor în țară în număr de peste 250 de salvatori cu peste 70 de autospeciale care au venit de câte ori populația a avut nevoie de ajutor în urma acelor ploi torențiale. Este de remarcat că în urma acestor ploi au avut de suferit mai mult zona nord și zona centru a țării. Domnule Leațchi, care este starea de lucruri în capitală și de fapt în suburbiile acesteia? În ce măsură primăria a reacționat prompt la această ploaie și în ce măsură vorbim poate și de un fond de rezervă din care ar trebui să fie ajutați acești oameni? Deci astăzi la ședința operativă a primăriei au fost discutate aceste întrebări. Deci nu s-au fost subliniate multe probleme, nu știu de ce așa este în momentul. Ci dar subiectul de suburbii nu a fost atins cam ceva mai serios, pentru că știm că suburbii sunt afectate mai mult, pentru că nu este drum special făcut cu asfaltat, deci sunt casele de locuit, sunt și casele care stau pe pământ, deci asta e. Ce se referă la fondul de rezervă, deci treptat, deci dacă o să fie cereri, o să fie depuneți cereri, deci vedem cum o să reacționeze primăria și primarul general al capitalei ca să ajute acestor persoane care au fost afectați, da, de suferit din urma ploilor torențiale. Dar și au suferit și orașul Chișinău, deci au fost stricați niște acoperiși, au fost căzuți copaci, deci noi ne menționăm aceeași lucru că nu sunt făcute locuri de scurgere a apelor pluviale pentru străzile principale a orașului și deci străzile cele care se află mai jos, unde se parcurge apă, deci a fost tot aceeași moment afectate, pentru că era dificultăți cu traficul rutier și mai ales dacă vorbim despre instituții de școlare, deci tot au fost afectate, dar lucrurile o să meargă tot treptat, deci o să fie privăzut cât a fost și în care măsură a fost afectate cu ploile și o să vedem cum o să ajutăm. La ora actuală, toate drumurile din localitățile care au avut de suferit, mă refer aici la suburbiile, Grătiești, Trușeni, Cojușna, sunt practicabile?
Deci sunt problemele cu niște drumuri, deci în suburbii, dar la momentul, deci primăria acționează. Sperăm că o să fie reparate drumuri, așa cum sunt reparate deseori, deci găurite cu niște plăci din asfalt, dar în practic locul merge, nu stă pe loc. Doamna Țurcan, vreau să vă întreb și probabil anticipez o întrebare din partea foarte mulți telespectatori. În Republica Moldova există un sistem antigrindină? Putea fi prevenit într-un fel sau micșorat efectul dăunător acestei ploi? Pentru că dacă nu mă înșeală memoria, avem în raionul Ungheni unde bucățile de gheață au fost destul de mari, da? Au depășit mărimea unui ou de găină, potrivit datelor pe care le avem noi. Da, știm cu toții că cel mai afectat a fost raionul Ungheni, anume de grindină, dar serviciul care răspunde de un astfel de sistem antigrindină nu depinde de serviciul situației excepționale și nici de cum de Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât nu vă pot răspunde la această întrebare absolut cu nicio informație. Avem pierderi de vieți omenești, avem persoane care sunt nevoite să-și părăsească casele și sunt adăpostite temporar în alte edificii? Anume, în urma ploilor din această sâmbătă nu avem înregistrate astfel de situații. Știm doar că în municipiul Chișinău la începutul săptămânii trecute am avut situații în care viețile omenești au avut de suferit. Vorbim de acea femeie unde în sectorul Buicani a decedat în urma acelui incident în care copacul a căzut peste această persoană. Avem alte intervenții unde salvatorii au venit să salveze oameni din automobile. În sectorul centru, acolo lângă piața centrală, unde unii copaci au căzut peste mașini, salvatorii au intervenit, au luat copacii, i-au ridicat de pe acele automobile, astfel încât persoanele nu au avut de suferit și nici măcar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pare mi se mai era un caz unde o tânără într-un parc, la fel, a fost victima unui astfel de situații, a fost rănită de un arbore care a căzut, dar din fericire a rămas în viață. Și avem acea situație în cea drălungă de săptămâna trecută, unde mai multe persoane au avut nevoie de adăpost în urma ploilor torențiale. Știm cu toții că volumul de apă căzut în două ore a depășit limita de precipitații pentru două luni aproape, după cum ne spune Serviciul Hidrometeorologic de Stat, dar știm că și acolo au intervenit organele de forță, inclusiv Serviciul Situații Excepționale, pentru pomparea apei din case, pentru evacuarea persoanelor, să nu le fie viața în pericol. Aceștia inițial au fost adăpostiți la rude sau într-un centru medical din cea drălungă, ca ulterior, după ce vor fi lichidate toate situațiile ploilor, să poată reveni în casele lor. Vă rog, spuneți. Da, deci așa este, deci se poate că Moldova este o țară agrară și în Moldova sunt două probleme. Deci recolta din Moldova poate ucide două calamități naturale, deci secetă și grindină. Referitor la sistemul antigrindină care a fost creat în Republica Moldova, ce au fost vrut să creeze. Deci total costul acestui sistem este circa 10 milioane de dolari și pe data de 22 aprilie 2016 au fost inițiată această procedură de a cumpăra sisteme antigrindine. Nu știu în ce stare acum sunt ele, unde sunt aduși sau nu sunt aduși, dar este o noutate că o rachetă de antigrindină a fost căzută, o prăbușit într-o casă de, nu știu în care locuitate, dar nu de mult a fost așa o noutate. Deci, Guvernul Republicii Moldova urmează să procure circa 200 de rachete antigrindină de la Georgia și deja vedem, dar noi nu am fost pregătiți și în timp de mai mult timp care, mă rog, deja Republica Moldova este agrară, trebuie să fim pregătiți pentru că 800 de hectare de horticultură a fost compromisă. Deci asta e ceva, avem pierderi foarte mari, într-adevăr. Deci dacă un căpuriș sau apă putem să mai pompăm, dar ceea ce nu revine recoltă, nu revine la noi înapoi și deci o să avem probleme în anul ăsta. De ce noi ne pomenim de regulă atunci când avem o calamitate sau fie că e vorba de ninsori? Se utilizează această sintagmă, am fost luat prin surprindere, pentru că e ceva firesc ca până la urmă să ne așteptăm ca să avem zăpadă, să avem ploi, să avem, nu știu, anumite precipitații.
Vă spun sincer, deci la noi este așa o sistemă, deci când vine problema, atunci noi venim să rezolvăm această problemă. Nu știu de ce așa s-a întâmplat, deci chiar astăzi am vorbit cu niște cetățeni din careva localități, din Chișinău. Am spus că așa, pentru că trăim în Moldova și așa trăim noi, deci, dar să facem ceva mai bine și să preîntâmpinăm careva problemele, mă rog, asta este și problema. Dar eu cred că ceea ce a fost, deci grindina care a urmărit, deci pe recolta noastră, o să fie mai mult de 10 milioane de dolari, pentru că acum statul trebuie să scoate banii din rezervă, de fonduri de rezervă și să dea acelor gospodării care au suferit în urma calamităților, inundațiilor, deci în urma grindinii. Dar acest lucru trebuie să fie făcut, dar nu se știe dacă o să fie făcut. Chiar dacă noi, în timpul când merge vorba de a pune ceva în pământ, statul nu acordă bani în timp. Asta e. Domnule Țurcan, spuneți-mi, vă rog, a fost convocat Comisia pentru Situații Excepționale Raionale? S-a luat o decizie referitor la ceea ce s-a întâmplat? În prima etapă, după ce au fost înregistrate aceste ploi cu grindină, normal că odată ce salvatorii au intervenit, odată ce au fost alertate alte servicii, inclusiv și administrația publică locală, în raionul Ungheni a fost convocată Comisia pentru Situații Excepționale Locală, care în prima fază s-au hotărât care sunt acțiunile care trebuie întreprinse pentru lichidarea tuturor consecințelor. Bineînțeles că ceea ce a ținut de segmentul salvatorilor s-a făcut în aceste două zile, adică lichidarea consecințelor și ajutorul cetățenilor, pentru că aceștia să nu aibă de suferit mai departe. Știm cu toții că acel ajutor care a fost acordat de către guvernul țării a fost adus cu ajutorul salvatorilor către raionul Ungheni, de unde primarii urmează să ia acele materiale de construcție în funcție de necesitățile satului și să lichideze toate aceste consecințe. Asta a ținut de segmentul salvatorilor și toate acțiunile care au fost, care s-au dorit a fi întreprinse și deciziile luate la acea situație excepțională au fost efectuate. Am o întrebare tranșantă. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură serviciul situații excepționale este dotat cu cele necesare? Mă refer la pompe, mă refer, nu știu, la furtune și așa mai departe. Ca să poată face față, cu adevărat. Avem dotări atât în municipiul Chișinău, cât și în toate secțiile, direcțiile situații excepționale raionale, adică teritoriale, și situațiile excepționale pe care le-am avut în trecut ne arată că salvatorii și pompierii sunt capabili să facă față tuturor situațiilor excepționale și să ajute populația în caz de nevoie. Bineînțeles că niciodată nu este de ajuns, că întotdeauna este loc de mai bine, atât din punct de vedere a dotărilor, cât și alte aspecte, dar nu cred că cetățenii nu au fost mulțumiți de acțiunile salvatorilor și pompierilor, care întotdeauna sunt receptivi și vin în ajutorul lor. Domnule Leadschim, spuneți-mi, vă rog, foarte mult s-a discutat astăzi, cel puțin pe rețele de socializare, dar și prin intermediul diferitor instituții media, această decizie a guvernului cu foile de ardezie. În ce măsură vine, pe de o parte, să soluționeze această nevoie stringentă și, pe de altă parte, în ce măsură se încadrează în limita legală? Deci, opinia mea este următoarea. Vă rog. Deci, atunci când se întâmplă ceva, deci, primul ajutor este, poftim, deci au fost liste puse, prima zi au fost, mă tincă, 50, acum 2000 sau 1000 ceva. Da, aproximativ a fost scris așa. Deci, da, într-adevăr, dar trebuie să fie și ajutorul material din partea guvernului, cum am spus anterior, din fondul de rezervă, pentru că oamenii au suferit. Pentru că orașe și satele din Republica Moldova, mai ales drumurile care noi avem în satele a Republicii Moldova, deci nu sunt pregătite pentru astfel de drumuri. Deci acolo nu sunt nici careva scurgeri pentru apă, deci, rog, sunt ploi, vin ploi, au venit plouă, drumul a fost stricat, dacă vine un grader să-și repare drumul, asta e bine, dacă nu, nu. Și astfel de situații noi avem. Eu aș dori să spun despre orașul Chișinău, de ceea ce noi avem în Chișinău, pentru că ideea care este? Pentru că locuri de scurgere apă trebuia din mult de făcut și de modernizat. Modernizarea se face nu doar într-o zi sau într-o noapte. Se face pe parcurs, se face un plan, se elaborează un plan. Dar am o întrebare, deci, pentru cei care stau acum la guvernare. Deci, în primărie a fost spus de către domnul Grăzavă că
după prima ploaie care a fost mai anterior, deci să facă ceva, să fie făcut ceva pentru scurgerea apelor pluviale pe străzile Albișoara, Calea Basarabiei. Deci până ziua de astăzi noi n-am avut nicio reacție, deci nu a fost nici făcută nicio scurgere. Deci dacă o să mai fie așa ploi torențiale, deci o să iarăși automobile care o să fie parcate pe aceste străzi, o să fie inundate. Deci tot ne ciocnim cu aceeași problemă. Asta este situația de azi. Mai departe, reparația cu bulevardul Ștefan cel Mare, tot aceeași situație. Deci avem scurgeri de, pentru apele pluviale care nu sunt reparate. Deci este o careva, deci etape pentru a reconstrucție drumurilor. Eu nu mai vorbesc despre strada Negruse, pentru că pe de o parte este reparat, pe de altă parte, dacă o să va cetățeane, deci nu este nici ridicat, nici schimbat. Dar este strada cu un trafic foarte mult. Tot aceeași situație este pe Vasile Alexandrii, dar tot un caz, intersecția Mitropolit Varlam cu Mihai Eminescu, această scurgere a fost total asfaltată. Deci, ce mai avem de astăzi? Este părere de rău, dar trebuie să schimbăm situația foarte urgent. Aceste ploi, într-un fel sau altul, ne demonstrează și ne arată, de fapt, lacunile la capitolul construcția străzilor? Noi nu suntem pregătiți asta. Chișinău nu a fost, nu este pregătit pentru astfel de ploi, nici în Moldova nu au fost așa de mari ploi. Deci, dacă erau ploi mari, dar nu de 82 mm, dacă eu nu greșesc, dumneavoastră puteți... De fapt, anticipați întrebarea, da, care vreau să aduc. Deci, dar, deci trebuie să punem, deci dacă reparăm o stradă, dacă asfaltăm o stradă, trebuie să reparăm canalizarea pluvială, trebuie să facem una, două, trei, dar nu să facem pe urmă. Domnule Țurcan, vreau să vă întreb, care a fost cantitatea de apă care a căzut? Și dacă e să facem referire la raionul Ungheni, ceea ce ne-a prezentat diferite instituții media se raporta la 90, practic 100 de centimetri de apă. Bine, asta este de competența Serviciului Hidrometeorologic, dar din câte cunoaștem din informațiile pe care ne le-au oferit dumnealor, în raionul Ungheni vorbim mai mult de ploile cu grindină, adică grindina a distrus mai mult acele acoperișuri ale caselor și culturile agricole. Dar dacă vorbim de acea situație de săptămâna trecută din orașul Ceadărlunga, acolo vorbim într-adevăr de un volum foarte mare de precipitații. După cum spuneau colegii de la Hidrometeo, volumul acel de precipitații care a căzut în două ore era norma pentru două luni din acea zonă. Și de asta s-a întâmplat acea situație în care am avut peste 100 de locuințe care au avut curți inundate, beciuri, dar chiar și locuințele care au fost slab construite, vorbim aici de construcție de lut, pereții au fost dărâmați într-adevăr, dar majoritatea din aceste case erau nelocuibile. Persoanele care într-adevăr s-au pomenit cu locuințele inundate și bunurile materiale deteriorate au avut parte de ajutor și atât din partea salvatorilor, dar și din câte cunoaștem noi din partea administrației publice locale. La ora când realizăm această emisiune, toate localitățile au energie electrică, drumurile sunt practicabile, oamenii au revenit în casele lor? Drumuri practicabile, vorbim de acele drumuri anume în care săptămâna aceasta, la sfârșitul săptămânii, am avut, nu neapărat înnămolite, dar am avut drumuri blocate din cauza arborilor căzuți pe trasee. Avem careva kilometri de drum prin unele sate, vorbim de drumuri locale, da, interioare, care au fost spălate de ploi, dar referindu-ne la deconectările de la energie electrică, în această dimineață către ora 6, aveam deja aveam o situație mult mai dificilă, adică de două raioane cu câte 3-4 localități cu deconectări, dar și acele deconectări erau parțiale. Adică localitățile erau parțial deconectate, însă echipele specializate lucrau la fața locului pentru remedierea cât mai rapidă a situației. Domnule consilier, vreau să aflu de la dumneavoastră în ce măsură, iată, avem un an de la alegerile locale care au avut loc, a fost pe agenda primăriei aceste proiecte ce țin de menținerea Chișinăului sub control, mă refer la tot felul de inundații, și în ce măsură există o transparență financiară, pentru că de aici poate ar fi trebuit să pornim lucrurile atunci când sunt transparente, e și mai clar, le pot gestiona mult mai ușor. Deci, vreo două săptămâni în urmă, eu am participat la ședință operativă fiecare luni care se petrece în primărie, deci și am întrebat domnul primar general, deci despre
despre transparență, în primul rând, cum dumneavoastră ați menționat, și a doilea moment despre strada Ștefan cel Mare, care astăzi este în reparație, în reconstrucție, să înțelegem, pentru că strada Ștefan cel Mare trebuie să fie reconstruită, nu doar reparată, un strat de asfalt. Prima. A doilea, am întrebat, deci, proiectul care trebuie să fie, deci, prima, ce facem azi, ce facem mâine și ce facem poimâine, când închidem parțial drumul ăsta, parțial și mai departe. Deci, cum se face lucrurile în primăria noastră și mai ales cu reparații drumurilor din orașul Chișinău? Deci, au fost din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, au fost repartizați, deci, circa 22 milioane de euro, pentru a crea și repara aceste străzi ca să fie și canalizare pluvială pe strada Negruță, ceea ce noi vedem astăzi este primarul face metrou. Mă scuzați dacă cineva supere, dar într-adevăr este 2 ani de zile se repară o bucată de drum. Deci astăzi pe atunci a câștigat o companie, nu facem publicitate, deci care a cerut o anumită sumă de bani. Deci astăzi suma de bani crește cu circa 20 de milioane, adică crește suma. Eu nu, cum n-am spun la precis, dar suma a crescut. Deci asta este o schemă de spălare banilor. La întrebarea europenilor, ce facem, de ce așa, care sunt normele, care sunt, este timpul, deci încadrarea în timp, tot nimeni nu spune pe tot stac. Strada Vasile Alexandrie, domnul primar spunea că o să repară până la alegerile locale care au avut loc, nu au fost reparate, mai mult ca atât, acum canalizarea de pluvială este ridicată cu 3-4 cm mai sus, ceea ce nu permite scurgerea apelor pe strada Vasile Alexandrie. Deci ne-am pornit și nu vedem, deci de pornit ne-am pornit, dar să fie văzut unde se termină și care este data de dar exploatarea, noi nu vedem. Astfel arată netransparența decizională care demonstrează primăria municipiului Chișinău în frunte cu primarul nostru și noi n-o să mergem mai departe, noi să rămânem pe același loc. Deci... Domnule Țurcanu, vreau să vă întreb, avem astăzi dimineață, sau cel puțin am văzut-o eu, o scrisoare adresată domnului Filip din partea unui grup de locuitori unui sat care spunea despre râul Botna care s-a revărsat și a pătruns în locuințe. Întrebarea mea este în ce măsură departamentul pe care îl reprezentați, administrația publică locală, îi duce o evidență sau ține sub control starea de lucruri, pentru că asemenea râulețe bănuiesc că există pe parcurs sau pe teritoriul întregii țări și atunci ne-am putea pomeni că atunci când cade o cantitate nu prea însemnată de precipitații, lucrurile ar putea să se agraveze. E așa? Bineînțeles că Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale monitorizează starea acestor râuri, pentru că cel mai probabil există un pericol și există o monitorizare. Specialiștii din teritoriu cunosc care râuri riscă să aibă astfel de consecințe în urma unor ploi. Alta e situația atunci când volumul ploilor depășește cantitatea din acea perioadă și avem astfel de situații. Ce țin să menționez? Că erau atunci careva comentarii pe seama situației din orașul Ceatrălunga, că s-ar fi revărsat și acolo un râu, ceea ce nu a fost registrat de Serviciul Situații Excepționale. Acolo am vorbit doar de cantitatea de ploi căzute, care a dus la acea situație în locuințele și gospodăriile oamenilor. Ce țin să menționez despre activitatea Serviciului Situații Excepționale este că atunci când sunt înregistrate astfel de situații unde lumea apelează către administrația publică locală, respectiv administrația publică locală în comun cu noi întreprindem careva măsuri pentru a soluționa acea situație care a apărut la moment. Am avut cu 2 săptămâni în urmă acele situații unde au fost astfel de ieșiri din albe ale râurilor, unde angajații Serviciului Situații Excepționale din teritoriu au stat la fața locului 3-4 zile și au construit diguri, au pompat apă astfel încât cât nivelul de apă din râuri să descrească considerabil și cred că ceea ce ține de Serviciul Situații Excepționale, monitorizarea este continuă și acțiunile sunt întreprinse la timp, odată ce situația iese de sub control.
Domnule consilier, spuneți-mi, vă rog, acele segmente de drumuri care au fost stricate, au fost luate de apă, vorbim de sâmbătă seara, vor fi reparate de către cine? Mă refer pe de o parte cele din capitală, dar în același timp le am în vizor și cele din suburbii. Deci, noi în primăria municipiu Chișinău, în municipalitate, avem o întreprindere foarte bună care trebuie să fie dezvoltată, în primul rând, care astăzi este, nu știu de ce, toate proiectele, toate granturile câștigate companii, deci compania se numește Exdrupa, care trebuie să fie dezvoltat în mod normal. Compania cutare o să trebuiască să repare bucățele de drum, deci unde trebuie să fie cum noi se face, deseori să astupăm găurile. Ceea ce o să fie anul viitor, iarăși găurile acestea va ieși și totuși situația se repete. Dacă referim despre suburbii, deci nu este secretă că anul curent primarul general a spus că la fiecare suburbie câte 3 milioane de lei pentru reparații și pentru lucruri bune. Deci eu am o întrebare, deci dacă sunt 5.000 de locuitori sau 15.000 de locuitori? Asta vreau să vă întreb și eu, după ce criterii. Și deci care sunt criteriile de a aloca careva bani? Deci când noi am întâlnit cu primarii a comunilor și satelor, ei spuneau că sunt diferite probleme și sunt probleme foarte mari și alocarea trebuie să fie cu mult mai mare, pentru că nu este suficient. Reparația drumurilor acum este scade sub umerile primarilor de suburbii, în primul rând, și cel puțin și în mod normal trebuie să fie alocarea din fondul de rezervă pentru reparația curentă a drumurilor. Dar noi nu vorbim despre reparația capitală sau ceva general serios. Pur și simplu acoperirea ceea ce a fost nemurit, ceea ce a fost dus de apă, atât și nu mai mult. Și noi nu scăpăm de problema care a fost la noi mulți ani de zile. Drumurile nu o să fie reparate. Deci, care este soluția? Soluția este următoare. Deci să elaborăm, să vedem care sunt cele mai deteriorate, unde putem să ajutăm și să alocăm anul viitor sau anul curent deja primă tranșă, o sumă mai mare decât 3 milioane pentru fiecare localitate suburbie și să mergem mai departe pentru a dezvolta aceste suburbii, pentru că acolo tot trăiesc oamenii, acolo sunt acești chișinăuieni, acești moldoveni. Noi trebuie să dezvoltăm suburbii. Asta-i. Doamna Țurcan, spuneți-mi, rog, departamentul situației excepționale urmează să se implice și în repartizarea acestor bunuri care vor ajunge iarăși la oameni sau misiunea dumneavoastră a fost îndeplinită? La prima etapă ați acordat acest prim ajutor. Misiunea putem să spunem că a fost îndeplinită, doar cu excepția că nu vom fi solicitați pentru alte acțiuni. Set de acțiuni a fost cel de a ajuta cetățenii de a repara în prima etapă acoperișurile și a doua set de acțiuni a fost cel de transportare și descărcare a tuturor materialelor de construcție care au fost aduse dinspre Chișinău spre Ungheni, au fost depozitate pe teritoriul Direcției Situații Excepționale Ungheni, acolo de unde primarii localităților vor veni și vor lua cantitatea de materiale de construcție necesară pentru localitățile lor. Din datele pe care le aveți, dacă le dispuneți, este suficient pentru la prima etapă? Nu vă pot spune, a fost făcută acțiunea de transport a materialelor, ceea ce a fost acordat. Departamentul sau Serviciul Situații Excepționale hotărăște această cantitate. Misiunea noastră a fost doar de a le transporta. Domnule consilier, vreau să revin la dumneavoastră. Vreau să revin la aceste foi de ardeze pe care le-a dat guvernul Filip și despre discuțiile interminabile, sunt cancerogene sau nu sunt cancerogene și în ce măsură această acțiune a fost justificată în contextul în care am avut, dacă nu mă înșel memoria, aprobat în primă lectură acest proiect de lege prin care se interzice de fapt utilizarea ardeziei. Deci eu, dacă îmi permiteți, vreau să-și mulțumesc pentru Serviciul Stării Excepționale, pentru lucrul care ați făcut, pentru a fost un lucru foarte mare și ați făcut acest lucru în mod de urgență, ați lucrat și zi și noapte. Sunteți foarte bravo pentru acest lucru, că sunteți aproape de noi. Deci, uitați-vă, este un lucru foarte... Pentru mine este straniu, deci problema nu în foi de ardezii care au fost alocate, problema în modalitatea care au fost. Deci, mă rog, să nu fie
50-200 de foi de ardeze sau 1000 care o să fie prima și ultima primul și ultim ajutor din partea guvernului. Deci, dacă noi vedem în diferite țări, în țara noastră vecină, România, în Rusia sau mai departe, deci atunci când se petrece careva calamitate naturală, inundație, ce, nu contează ce. Deci există fonde de rezervă. Dacă dumneavoastră țineți minte când a fost râul Nistru, a ieșit din circa 200 de case, au fost inundate, deci a fost hotărârea foarte, foarte bună. Deci să nu construiască, dar să cumpere, să aloce bani ca pentru cumpărarea, procurarea caselor. Deci, în mod normal, noi trebuie să facem un proces verbal pentru casele care au fost afectate de grindină sau au fost inundate și guvernul trebuie să aloce o sumă de bani sau, deci, sau sumă de bani sau careva material de construcție și care anumite sunt necesare pentru reparația acestor apartamente sau acestor case de locuit. Aceasta este în orice țară, aceasta este în toată lumea și noi trebuie să mergem cum merg prin practica a lumii. Eu înțeleg că acestea sunt bani destul de mari pentru bugetul și pentru fondul de rezervă, dar așa s-a făcut. Deci, dacă noi n-am avut sistemul antigrindină până ziua de astăzi, astăzi deja este anul 2016, dar eu vreau să aduc aminte tuturor celor care sunt mai bătrâni decât mine, care țin minte că până la anul 1991, deci exista sistemul antigrindină care lucra pe tot teritoriul Republicii Moldova. Și de ce, apropo, în jos de Transnistria nu au fost atât de tare afectați hectarele de grâu sau de ceva? Pentru că acolo există sistemul de antigrindină care lucrează. În Republica Moldova, din păcate, din părere de rău, acest lucru au fost făcut contract numai în 22 aprilie 2016 pentru a procura aceste sisteme. Deci despre ce noi vorbim acum? Până acum nu s-a fost făcut, dar nu, cum să facem? Deci acum trebuie de ajutat oamenilor. De făcut prima tranșă, a doua tranșă și până la septembrie că aceste case să fie reparate în totalmente în 100%. Doamnă Țurcan, vreau să vă întreb, din datele pe care le am, următoarele zile sunt de caniculă, da? Pe care le avem. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură sau care sunt acțiunile ce urmează să fie întreprinse pentru a ține sub control situația, ca să nu ne pomenim ferita Sfântul dintr-o extremă în cealaltă? Cea mai recentă acțiune pentru a înfrunta canicula și pentru a ajuta cetățenii să înfrunte canicula este instalarea corturilor de reabilitare care sunt instalate atât în Chișinău cât și în alte raioane ale țării. Vorbim de 5 astfel de corturi instalate de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale în fiecare sector al capitalei. Vorbim de 2 corturi în municipiul Bălci, câte un cort în raioanele Căușeni, Comrat și Cahul. Acolo unii oameni au posibilitatea să vină, să stea, să se recreeze, să-și măsoare tensiune, pentru că cortul în afară de salvator este dotat și cu câte un medic specialist. Și cel mai important, oamenii au posibilitatea să bea apă aici, gratis. Absolut toate serviciile acordate în cort sunt gratuite. Pe parcursul zilei de ieri, pentru că a fost prima zi pe timp de caniculă când au fost instalate corturile, s-au adresat peste 1300 de oameni. Iar astăzi numărul acestor a crescut considerabil, astfel încât până la amiază aveam această cifră de persoane care s-au adresat la toate aceste corturi. Alte acțiuni, întrucât avem sezonul în care sunt înregistrate și unele cazuri de NEC, acțiunile întreprinse de salvatori sunt demararea campaniilor de prevenire a cazurilor de NEC, campanii care se vor desfășura pe tot parcursul verii, în toate raioanele țării, inclusiv și în municipiul Chișinău, acolo unde salvatorii și pompierii la propriu merg pe plajele bazinelor acvatice, atât amenajate, cât și pe acele locuri în apropierea bazinelor acvatice, unde nu sunt destinate necul, pentru că acestea sunt mai periculoase. Aici vin salvatorii, mai ales în zilele de odihnă, sâmbta și duminica. Doar ieri, mă scuzați că vă întrerup, dacă nu mă înșel memoria, 4 cazuri am avut în
Chișinău, da? Exact. Și de asta campaniile salvatorilor uneori au rezultate. Zic uneori pentru că odată ce vine canicula, până când sunt realizate aceste campanii, până când oamenilor le sunt amintite normele de securitate, nu știu cum se face că oamenii uită de aceste norme de securitate și mai ales părinții care nu-și monitorizează copiii și iată se întâmplă că minorii merg la bazinele acvatice nemonitorizați și cad pradă cazurilor de NEC. Avem acele cazuri de ieri, unde două minore de 15 și 17 ani s-au necat în prut în apropiere de o localitate din raionul Ungheni. Avem cazul unei femei de 22 de ani din raionul Anenii Noi și cazul unui bărbat din această dimineață chiar din Vadului Vod, unde a mers la scăldat. Toate aceste cazuri au venit în aceleași din aceleași circumstanțe. Au mers la scăldat, au mers la adâncime, nu au ținut cont de indicațiile salvatorilor și martorii nu i-au văzut după o perioadă de timp. S-a reușit a recupera cadavrele? Din păcate nu, pentru că vorbim de râurile Prut-Sinistru, care au curenții de apă puternici și chiar acel caz cu minorele, chiar și salvatorii din România ne ajută la căutările subacvatice, adică se întreprind căutările subacvatice de pe ambele maluri. La această oră, fără succes, din păcate, de la începutul anului avem 32 de cazuri de NEC, printre care 8 minori și de fiecare dată salvatorii recomandă părinților prudența maximă, recomandă părinților să-și instruiască copiii să nu meargă la bazinele acvatice neînsoțiți de cei maturi, mai ales la cele bazine acvatice care nu sunt destinate notului și scăldatului, pentru că știm că majoritatea iazurilor din localitățile rurale nu corespund scăldatului, sunt râuri industriale. Iar părinții, atunci când își lasă copiii singuri acasă, să-i instruiască, să nu ezite să le spună numărul de telefon de urgență la care trebuie să apeleze pentru ajutor. 901-902, pentru că sunt redirecționate apelurile în cazul în care apelul nu vine la acel serviciu de urgență care este solicitat. Domnule consilier, ce se întreprinde, vorbeam ceva mai devreme despre această perioadă de caniculă, ce întreprinde primăria sau ce va întreprinde pentru ca lucrurile să fie sub control? Și tot aici vreau să vă întreb. Haideți să știm când vom putea circula liber pe artierele pe care le-ați pomenit dumneavoastră astăzi în capitală. Deci, ce se referă la ajutorul careva? Deci, cum doamna a menționat, de 5 corturi sunt instalate în capitală, ceea ce este un număr foarte insuficient. Dumneavoastră tot înțelegeți acest lucru. Dacă dumneavoastră a spus 1300 de oameni au adresat și 5 corturi sunt, deci să vedem care este numărul. Deci cel puțin trebuie să fie 5 corturi în fiecare raion a orașului, pentru că avem orașul destul de mare pentru Republica și sunt studenți, sunt oameni mai în vârstă care într-adevăr este necesitate. Și un cort este bun pentru localitatea unde el este amplasat. Deci dacă este amplasat într-o piață, pentru piață, deci oamenii nu merg mai departe. Și este vorba despre numărul de insuficient. Ceea ce este, trebuie să fie întreprins, deci întreprindem și o să rugăm chiar în ședința următoare operativă, deci să fie puși mai multe corturi, deci acest lucru trebuie să fie făcut numai decât. Despre drumurile care dumneavoastră ați menționat, deci problema este următoare, deci noi, chiar și consilierii de astăzi, cerând mai multe ori careva documente, careva materiale referitor la când va fi finisat drumul, cel puțin Negruță, când va fi finisată reconstrucția Vasile Alexandric, chiar pentru că trebuia deja să fie finisată. Haideți să vedem, deci de pe pod, viaduc, merge o parcurs mai multe mașini, care putea să fie direcționate. Unde? Deci la strada București, Ștefan cel Mare sau spre gara feroviară. Deci direcția spre gara feroviară la noi este închisă, Ștefan cel Mare este deja parțial închis și rămâne numai o stradă. Ce facem noi dacă Ștefan cel Mare într-o zi va fi închis?
Răspunsul nu este clar și nu este nici care răspuns. În mod normal, în anul ăsta trebuia să fie până la vară, trebuia să fie dată în exploatare bulevardul Negruță, ceea ce nu va fi, pentru că nu este reparată nici canalizarea pluvială din partea dreaptă. Ceea ce se referă la Vasile Alexandrie, dumneavoastră și noi am sistat la momente când nici primarul nu știa că aici trebuie să facem acum parcare, deci nu este un plan, nu este o regulă de joacă pentru constructorii. Și acesta se referă și la Ștefan cel Mare, când neapărat se începe tăierea copacilor și așa mai departe. Deci astăzi, dacă noi întrebăm la primarul general cum va arăta Ștefan cel Mare peste un an, peste doi ani, nu este un plan real, ca să nu va apare mâine aici o benzinărie, cum apare în Chișinău, mă rog, să apare o parcare, altă parcare, deci care nu este preconizată. Și acest lucru se întâmplă în interior, în orașul nostru. Deci, o să avem și în continuare acest lucru, dacă nu o să fie careva măsură. Mai mult ca atât, cât primarul astăzi are cele mai multe șanse, el are dreptul să pui sau să scoate pe cei care el dorește, după legea care au fost votate de deputații noștri. Domnul Țurcanu, vă rog, pe final de emisiune mai avem 4 minute la dispoziție. Ce ar trebui să cunoască concetățenii noștri despre departamentul situației excepționale? Când este el în teritoriu? Cum reacționează? Cui se acordă ajutor? După ce criterii? Toate acțiunile de ajutor pentru cetățeni vin la solicitarea cetățenilor. Nu se ține cont de vârstă, de situație, de localitate și așa mai departe. Serviciile sau acțiunile salvatorilor și pompierilor vin în ajutor cetățenilor de fiecare dată când aceștia sunt apelați în următoarele situații, în caz de incendii, în caz de necuri, în caz de căderi la înălțime, de la înălțime, în caz de căderi la adâncime, în cazul în care copii sau chiar maturi rămân blocați în apartamente din imprudență și multe alte cazuri. Să nu uităm și de acele cazuri de descarcerare în urma accidentelor rutiere, să mergem mai departe acele... Spectrul este destul de mare. Da, spectrul este foarte larg. Cetățenii trebuie să cunoască că Serviciul Situații Excepționale nu intervine doar în caz de incendii, nu vorbim doar de pompieri, vorbim de salvatori, vorbim de acel serviciu SMURD, de paramedici, care deja în nordul și în sudul țării au salvat sute de vieți, unde cetățenii au prins încredere în acest serviciu și îi cheamă de oricâte ori au nevoie, astfel încât cetățenii sunt îndemnați în continuare să apeleze numărul de telefon 901, care este un număr de telefon gratuit, și să ceară ajutorul salvatorilor și pompierilor în dependență de ce este necesar și de ce au nevoie și, în ultimul rând, să asculte de toate recomandările salvatorilor și pompierilor în oricare sezon al timpului. Dacă vorbeam mai înainte de... Domnul a făcut o remarcă că avem un număr poate insuficient de corturi. Da. Putem să fim de acord, dar putem să nu fim de acord. Asta este o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne prin intermediul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Experiența din anii trecuți ne-a arătat că este un număr suficient. Bineînțeles că nu refuzăm ajutorul oricărei alte instituții, atât municipale cât și de alt rang. Care probabil nu prea conturează, bănuiesc eu. Mă rog, dar noi facem suntem față deschiși. Situație și suntem deschiși pentru ajutor din partea oricărui care ne propune un astfel de ajutor. Domnul Leațchi, într-o minută, care este mesajul dumneavoastră adresat concetățenilor care au avut de suferit din cauza ploilor și, de fapt, tuturor celor care ne vizionează la această oră? Mesajul este următor, deci noi trebuie să fim în momentul în care ne surprinde careva problemă, careva calamități naturale care într-adevăr pot să revină în orice caz, trebuie să fim uniți în momentul acesta, să asigurăm și să ajutăm unul pe altul, acesta este foarte important. Mai departe, deci dorim și să schimbăm situația cât și în capitală, atât și în toată Republica noastră, să avem un sistem, cel puțin antigrindină, să nu curgă apă pe drumurile noastre și să avem cel puțin canalizație pluvială și să venim din partea guvernului, din partea primăriilor a municipiului Chișinău și altor primării a Republicii Moldova cu ajutorul în fiecare casă, atunci când, inclusiv și material și financiar, ca să
să ajutăm cumva să schimbăm situația spre bine, pentru că cetățenii noștri sunt baza tuturor. Doamna Surcan, eu țin să vă mulțumesc în mod special pentru deschiderea și pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru datele pe care ne le-ați oferit. Domnule Leațchi, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și ne-ați oferit această viziune din cadrul primăriei municipiului Chișinău. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună!